În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Evanghelia de astăzi ne duce în sfera oftalmologică, cu vederea. Dacă ne uităm în Evangheliile care sunt în Noul Testament, la cei patru evangheliști, vom găsi doi orbi vindecați și un mut, și vom găsi orbul de la Ierihon. Ierihonul este locul unde Dumnezeu s-a întâlnit cu Zaheu vameșul. Este locul unde Dumnezeu a săvârșit mai multe minuni și este legătura dintre Galileea și Ierusalim, zis orașul cu lună sau unul din cele mai vechi orașe biblice. Spune Evanghelia de astăzi că pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum cerșind. Imaginea ar fi simplă. Folosind termenul de cerșetor, aici putem vorbi invocarea milei. Vorbind de termenul de cerșetor, putem să ne aducem foarte bine aminte de Evanghelia aceea care spune așa: flămând am fost și nu mi-ai dat să mănânc, gol și nu m-ai îmbrăcat, însetat și nu m-ai adăpat, bolnav și nu m-ai cercetat, și așa mai departe. Orb este un om neajutorat. Întreabă la un moment dat apostolii: Doamne, cine a greșit, el sau părinții lui? Se crede, și mentalitatea merge întotdeauna în societate, că orice pacoste ai avea, sau orice încercare grea, sau orice semn puternic, ar fi un semn de la Dumnezeu sau un blestem pe neam, un blestem pe familie sau un blestem chiar pe tine ca om, de unde și proverbul acela bătrânesc: să te ferești de omul spân, de omul roș, de omul semnat, de omul șpanchi și așa mai departe. Nu au nicio treabă. Trebuie să te ferești de omul orb. Dar ce fel de orb? Orb sufletește. Noi vom încerca astăzi întâi să analizăm câteva idei. Orbirea sufletească te împinge la neorânduială și dezordine, dacă vrei, sufletească. Când vezi oameni pierduți sufletește, noi avem tendința ca și oameni uneori să judecăm. Cred că aici este un deficit al ortodoxiei sau, ca să folosesc un termen așa, o carență în ortodoxie, că încercăm întotdeauna să-i cotăm pe alții după părerea noastră sau încercăm să-i cotăm pe alții după valorile noastre. Uite că nu merge așa. În general, suntem câteodată puțin hazardiști, câteodată suntem puțin radicaliști și, dacă vreți, câteodată suntem și fundamentaliști. Dar în ce formă? Pune-te în situația unui bețiv care, în momentul când vede băutura, tremură cu tot cu pahar în mână sau numai cât zărește paharul. Tu, care nu consumi, îți vine foarte ușor să spui: asta e un bețiv, e un om ticălos, nu vrea să-l lasi. Poate că și vrea, poate că și nu vrea, poate că poate sau poate că nu poate. Dar tu trebuie să-l privești din punctul de vedere al lui, bolnav. El este într-o orbire, este într-o patimă pe care a lucrat-o de-a lungul timpului până ce a devenit natură, obișnuință. Așa și orbul. Ați văzut vreodată vreun om care nu vede? Fie că te-ai născut orb din naștere, fie că a scăzut miopia de-a lungul timpului și a avansat boala ochiului, dar de la un stadiu la altul tu nu ți-ai dat seama nici când vezi, nici când nu vezi. Numai la un moment dat ai sesizat că a slăbit vederea, că trebuie să te apropii mai mult, că trebuie să te concentrezi, că trebuie să apropii imaginea, până spune ce nu mai vede aproape deloc sau abia percepe lumina.
Eu v-am folosit acest termen nu pentru a diagnostica un ochi bolnav. Așa încep lucrurile și în viața de zi cu zi. La început, fiind copil, faci lucrurile copilăriei și crezi că nu-i nimic grav sau nu-i nimic problematic prin faptul că e copil și nu înțelege, e copil și nu pricepe. Apoi devii adolescent și începi să ai o altă scuză și spui că greșește din cauza faptului că e tânăr și încă nu i s-a copt mintea. După ce s-a mai maturizat puțin, greșește pentru că n-a fost obișnuit cu rugăciunea. Acestea sunt expresii mămești și tătești. Că zice, lasă-l, părinte, are 25 de ani, ce știe el? Ohoho! Deci ar trebui să știe. Pentru că vârsta maturității intelectuale se consideră atunci când începi să intri în gradul universitar. Deja când ești student, ai alte pretenții de la tine ca tânăr față de un tânăr care stă la țară și dă cu coasa sau cu sapa. Deși învățătura naturală sau revelația din lucruri, de multe ori este mult mai sănătoasă decât revelația supranaturală când te crezi tu mare doctor și deștept și de fapt ești pe nicării. De ce vă spun lucrul ăsta? Spune că orbul ședea lângă cale. Istoric înseamnă un om pe marginea drumului. Dar spiritual, când vorbim de orbirea paralelă cu calea, înseamnă că avem oameni care au habar de anumite idei, dar nu mai sunt interesați de ele. Și ca să luăm câteva elemente clasice sau moderne, dacă vreți, putem să analizăm așa. 1. Părerea lui Dumnezeu. Și care este părerea lui Dumnezeu? Să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este prima părere. Sau prima poruncă, dacă vreți. Sau cum vede Dumnezeu lucrurile. Acum, cum le vede omul paralel cu Dumnezeu? Vede foarte bine să ucidă, să urască, să fure, să desfrâneze, să mărturisească strâmb, să nu-și respecte părinții, să nu cinstească ziua Domnului, să aibă idolii lui moderni. Deci, în contradicție cu celelalte 10 sau 9 porunci din spatele celei din tâi, despre care Scriptura vine și spune, cine a călcat una din porunci, vinovat este de toate celelalte. Deci dacă n-ai respectat prima poruncă, celelalte le-ai călcat de la sine. Tu nu ai cum să iubești pe cineva și să-i faci rău. Păi, această orbire care mă duce paralel cu calea acum, vine și îmi spune, să le luăm în ordine, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine, sau să-ți faci chip cioplit. Iată că umanitatea, taman, sau paralel, dacă vreți, cu această poruncă, și-a făcut 10 de religii, 10 de credințe, 10 de dogme, pentru că avem cel puțin 300 de secte raționaliste, afară de alte religii istorice, cum ar fi budismul, islamul, shintoismul, zenismul și toate celelalte nebunii ale celorlalte popoare, indienii, chinezi, japonezi și toate popoarele lumii asiatice. De ce spun lucrul ăsta? Ca să vedeți că noi suntem orbi paralel cu calea și cerșim. Dar ce cerșim? Fiecare în rândul religiei lui se roagă și îl caută pe Dumnezeu cu doctrina cu care și-a însușit-o. Dar nimeni nu strigă, Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. De ce? Pentru că nu-l vede pe fiul lui Dumnezeu. El îl aude venind, dar nu-l cunoaște. Și atunci, orbul rămâne în continuare lângă cale și așa apar disputele religioase, războaiele religioase, neînțelegerile, uciderile, nenorocirile. Și nu mai e nevoie, ca întotdeauna, cum v-am obișnuit duminica să amintesc, de masacrele creștine din Orient. Semn al radicalismului, al perfecțiunii, ceea ce spuneam și eu în ortodoxie, când noi ne batem cu pumnul în piept, băi, nu, noi suntem cei mai corecți. Nu, cel mai corect este bunul Dumnezeu,
că ne suportă, că ne tolerează, că ne îngăduie și că nu ne pedepsește pentru mulțimea păcatelor care le avem. Am mai auzit odată o expresie de genul, spus așa, că biserica încearcă întotdeauna să inducă omului starea de culpă, de frică, de teamă. E o mare nebunie. Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este pace, Dumnezeu este iubire. Dacă ești prieten cu El, dacă te împărtășești din El, dacă comunici cu El prin rugăciune și dacă îi împărtășești voința, cum spune Evanghelia? Acela care mă iubește, păzește poruncile mele și eu cu tatăl meu vin la el și ne facem locaș în el. Scurt. Inducția de frică este atunci când tu te simți apăsat și n-ai curajul să intri într-o biserică și să-L privești pe Dumnezeu în ochi. Asta este inducția de frică. Și deși ești mare boss, și ești mare domn, și ești mare bogat, și ești mare avut, și ești mare personalitate, totuși în mărunțimea sufletului tău ești un ticălos. Nu ai putere să-L privești pe Dumnezeu în icoană, dar mi-te față către față. Că dacă conștiința ți-ar permite și ochii minții ai avea deschiși, tu l-ai privi fățiș pe Dumnezeu în icoană și nu ți-ar fi frică de El. N-o spun eu. O spune realitatea. Nu induc eu ca stare de frică, ci este ca stare de fapt în societate. Știți care este răspunsul? Dar ce să caut eu la biserică? Ce mi oferă biserica? Cine l-a văzut pe Dumnezeu? Dar prostia cine a văzut-o, fraților, și-i plină lumea? Dar nebunia cine a văzut-o și-i plin spitalul Socola? Dar muzica cine o vede cum arată și toată lumea o cântă? Dar cuvintele pe care le rostim, cine le vede? Și noi totuși le vorbim. Deci, vedeți? Nu tot ce se vede există și nu tot ce nu se vede nu există. Vorbim de suflet, nimeni nu l-a văzut. Am mai găsit într-o zi un articol, o scriere a unui mare filozof. Știți că noi avem filozofi balcanici, Aristotel, Platon și Socrate, și avem filozofi contemporani, adică avem acești oameni de gând, marcă și gândire românească, care când eliberează câte o dumă din asta, din ilustra-i incompetență și din ilustra-i pregătire generală, că la general toți ne pregătim, și spune cineva ceva de genul acesta. De ce se încăpățânează biserica să vorbească de familia creștină? Când în fond vorbim de o femelă, aceasta era expresia articolului, și de un mascul homo sapiens. Vedeți? Un alt mod de orbire sufletească în care mama mea e o iapă, tata fuge ca un armăsar, o prinde prin ocol și o montează și ea va naște un om. Sau un alt mascul. Nu e chiar așa. De vreme ce tu soției tale îi ceri mâna, îi arăți sentimentul de iubire, te căsătorești cu ea în fața legii statului, în fața legii bisericești a lui Dumnezeu, îți dorești pruncii pe care îi naști, îi iubești, le arăți sentimentul, respectul, dragostea, niciodată nu poate soția ta să fie o femelă, că ea nu e un mamifer sălbatic, fără rațiune, cuvânt și suflet, pe care o transform ca pe scroafa din coteț, sau ca pe oaia din stână, sau ca pe iapa din herghelie, sau ca pe găina din ogradă. Dar vedeți, avem și acești masculi homo sapiens ai culturii românești, care când eliberează câte una din aceasta, te îngrozești și te miri cât de periculos a fost comunismul, dar cât de protector, și te gândești ce scârnăvie ascunde țara asta, când pe timp de libertate și neconstrâns de nimeni, când poți să fii și om, și domn,
și rafinat și gentleman și om de calitate și cetățean corect și naționalist și om de cultură și om de muzică și om de floare și om de aer curat și om de spațiu deschis și om de catedră, vin niște spurcăciuni din astea care suflă în fund tuturor curentelor astea străine, occidentale, bolnave, lipsite de Dumnezeu și de cultura Duhului Sfânt și te trezești că-s mai periculoși și mai jegoși decât comuniștii și securiștii care se temeau de Zelea Codreanu sau de nu știu ce legionar, că se împotrivea împotriva regimului social. Deci, vedeți? Lucrurile acestea vorbesc de orbirea paralelă cu calea. De a sta lângă drum chior și orb, de a sta bolnav sufletește lângă cei sănătoși și de a încerca să-i obligi și de a încerca să-i obligi pe cei sănătoși să suporte mizeria celor bolnavi. Adică 80% de creștini ortodoxi, nu vorbim de credincioși, noi vorbim de ceea ce arată recesământul populației. Vreo 87, 86, 88, 89 din creștini la sută s-au declarat că au religia ortodoxă. Dacă se roagă 50%, noi nu știm, sau 40 sau 60. Vreo 10, 12, 15% sunt catolicii noștri, romano-catolici, care sunt aici ai României și sunt tot creștini, pentru că se închină tot lui Hristos, indiferent că au știrbit sau adăugat la dogmă, filioghia sau alte impremerii de astea, infailibilitatea papală și alte mărunțișuri. Dar cum îți explici că o țară cu numeritate ortodoxă sau creștină, ca să spunem, făcând un cumul, trebuie să închine în fața unei minorități care nu depășește 2, 3, 4, 5% de descreerați, care își doresc reguli împotriva legii creștine și sociale și să ți se spună, dar nu contează ce face populația, nu contează ce părere are țara, păi n-aveți decât, domnii guvernanți, să vă luați impozitul de la homosexuali, să vă țineți țara cu serviciile homosexualilor și n-aveți decât să vă faceți parlamentul numai din homosexuali și conducerile peste tot în județe numai din homosexuali. Și pe ei să-i faceți mâna de lucru și ceilalți care sunt normali să fac cerșători, ca să întindă mâna la voi oamenii culți ai societății. Dar e și o vină a societății. Pentru că am văzut din nou pe același arbitrariu orb al lucrurilor, se lăuda cineva și spunea, am reușit să strângem, spune respectivul articol, 820.000 de semnături împotriva acestui curent al căsătoriilor între bărbați de același gen și femei de același gen. Dar eu mă întreb un lucru, are... Nu e o rușine pentru o țară ortodoxă de 18 milioane de creștini tu să te duci în fața Parlamentului cu 800 de mii de semnături când țara are 18 milioane de credincioși? Hai, nu o să semneze copiii, nu o să semneze minori, nu o să semneze pruncii de țâță sau nu o să semneze orbii sau cei de altă religie sau păgânii, dar nu sunt în țară 6, 7, 8 milioane de ortodoxi apți ai societății care să dea aceste semnături, trebuie să umble cineva să te roage ca să te duci să semnezi pentru liniștea țării tale și a moralei tale creștine? Asta e și mai mare rușine ortodoxă. Nu biserica trebuie să se implice, că a spus cineva, iată, biserica e radicalistă și face presiune. Biserica nu face presiune, biserica face apel la conștiință. Deci, în cazul de față, am spus odată cândva o vorbă și o consider foarte adevărată, când cineva m-a întrebat, părinte, la câte biserici avem noi în România, trebuie să ne mai temem că credința ortodoxă nu triumfă, și am spus, frate, va veni o vreme când vor arunca cu pietre în biserică sau chiar dacă vor vrea orice vor dărâma. Și uite că prima s-a împlinit cu aruncatul pietrelor în biserică, dar a doua e pe drum. Dacă din 18 milioane de cetățeni ai României sau 17, nici un milion n-a semnat împotrivă, înseamnă că restul sunt de acord.
Deci trebuie să susținem aceste lucruri care țin de Constituția țării, pentru că aici nu e ca la vot. La vot pui tu pe cine vrei și iese cine vrea. Dar aici este vorba de moralitatea, aici este vorba de moralitatea unei țări care are 15.000 de biserici și care are la ora actuală 16-17.000 de clerici. Deci dacă la 20.000 de oameni pui un preot, deci ai acoperită morala religioasă la o jumătate de stadion de fotbal, unde 11 tineri aleargă după o minge și tot poporul aplaudă și de aceeași părere. Oare cum se întâmplă că pentru morala creștină, asemenea și grecilor, care atunci când a fost vorba de finanțe economice au dărâmat Atena, au incendiat și au stat zile întregi în stradă, iar când a fost vorba de morala creștină a Greciei, popor bizantin cu tradiție de la Constantin cel Mare până astăzi, teritorii călcate cu pasul de Apostolul Pavel, marele om al Mediteranei care a încreștinat toată Europa, n-a ieșit nimeni în stradă și nu și-a dat nicio părere. Iar noi stăm nepăsători și nu fac apel la lucrul ăsta că mă interesează, că până la urmă ăia pot să căsătorească când vor și unde vor și câți vor și câți le place. Dar ce vor învăța generațiile viitoare dintr-o țară de homosexuali nenorociți care oricum nu pot naște copii, ăia oricum nu pot duce familia mai departe și vor avea nevoie tot de o femeie pe care o discreditează sau o defaimă, că noi vorbim de egalitatea între sexe și noi vorbim de egalitatea între om și femeie din punct de vedere social. Păi care e egalitatea ta dacă tu neglijezi femeia ca parte biologică, ceea ce este dat darul divin de naștere de prunci? Te căsătorești doi bărbați, dar vrei să înfiezi un copil făcut de o femeie. Rămâi tu gravid și fă copii. Atunci îți arăți sensul și rostul acelui lucru pe care l-ai susținut. Și acestea nu se vor termina, vor urma în continuare multe, multe și alte mizerii și jegoșenii din acestea inventate, în care mai văzusem zilele acestea într-o zi ceva de genul, tot așa venită de pe la Uniunea Europeană, să-ți ții mort o oră acasă și apoi să-l duci la capelă. E și o chestie de igienă și dacă ai capelă nu-i nicio problemă, dar dacă întârzi Daniel Șanca două ore, ce faci? Plătești amendă că a mai stat mort o oră în plus? Deci niște legi făcute de niște oameni care nu au minte în cap. Niște legi făcute de oameni orbi care stau pe calea socială și uită trei lucruri. Orice conducător de țară are trei obligații. Să-și iubească poporul pe care îl conduce, să-i asigure prosperitatea poporului pe care îl conduce și să-i asigure intelectualitatea și morala poporului pe care îl reprezintă. Într-adevăr, ai noștri și-au dat dovada din acest punct de vedere. Încep să fie din ce în ce mai responsabili și încep să fie din ce în ce mai serioși. Deci, trebuie să ne grupăm în jurul conștiințelor morale, trebuie să ne grupăm în jurul locașurilor lui Dumnezeu, nu biserica ca instituție, v-am mai spus odată, nu zidurile, că toată lumea se lamentează la trei lucruri. Vai, preoții fac așa. Preoții, v-am repetat de 1000 de ori, sunt copiii voștri pe care i-ați trimis la seminar, de acasă, cu conceptul, tată, du-te la seminar, că acolo, dacă ești popă, trăiești bine. Tot voi să creșteți o generație de copii pe care să-i trimiteți la seminar, să-L găsească pe Dumnezeu, așa cum e El, gol, răstihnit, curat, modest, corect, cinstit, smerit și să vi-L aducă în societate pentru morala socială, nu pentru interesul financiar. Deci asta este o treabă strict personală. Tot a societății, Filaret de Moscova o legitimează atunci când spune: dați-mi mame bune să vă dau copii buni, dați-mi duhovnici buni din copii buni să putem schimba fața lumii. Deci, în momentul când vorbești de un preot curvar, vorbești de un popor destrăbălat. Când vorbești de un preot bețiv, vorbești de o țară care are cel puțin 50.000 de crâșme. Ca să nu mai punem restaurante și alte magazine unde se vinde băutură peste tot. Și atunci tu nu poți să vii să-mi vorbești mie de un preot înfrânat, când tot satul și tot neamul lui zace în băutură.
Și în momentul când tu vii și mi-aduci vocația unui Ambrozie de la Mediolan, vocația unui Veniamin Costache, un Pahome de la Gledin, un Daniel Sihastru de la Voroneț, un Paisio Laru de la Siestria, un Iachint de la Putna, vocația unui Arsenie Papacioc și mulți alții, atunci tu poți demonstra că neamul din care vine preotul care stă în fața amvonului este un neam de rugători, este un neam de credincioși, este un neam de pusnici, este un neam de slujitori și nu vine pe linia directorului, boierului, ministrului, generalului, colonelului, primarului, prefectului cutare, că și-a dat feciorul la biserică, că de la biserică se trăiește bine. Spunea odată Ștefan Vodă, lui aparține aceasta, că va să schimbe Dumnezeu legile cerului și să-i facă pe cei săraci mai liberi și mai bogați pe pământ și pe boieri să-i pună la cazne. A sosit vremea caznelor. Dacă în 1900 poporul era analfabet și nu era școală și oamenii nu știau carte și oamenii nu știau să scrie și să citească și îi putea învârti de cap oricine, astăzi suntem în secolul 21 în care copilul de țâță se naște cu iPhone-ul în mână. Toată lumea știe să scrie, toată lumea știe să citească, este acces la informație, este acces la cunoaștere, este acces la orice lucru de oriunde de pe fața pământului, nu stai să scrii o scrisoare într-o săptămână și să aștepți răspunsul în altă săptămână și să te bucuri că ai primit o dată pe lună o scrisoare, ci din două în două minute mesajul și SMS-ul circulă și informează, va trebui atât cei ce sunt auditoriu creștin al bisericii sau oamenii care ascultă predica să fie instruiți, să caște ochii și urechile, să nu stea orbi sau surzi, cum spune Evanghelia. Mântuitorul încă din vremea lui menționa și spunea, au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, au minte și nu înțeleg. Da, așa era când era vorba de analfabetism. Astăzi toată lumea are ochi să înțeleagă că înțelepciunea stă la îndemâna oricui. Singura slăbiciune a înțelepciunii este aceasta. Trebuie udată cu apă din carte. Noi spunem în popor un proverb. Cine știe carte are patru ochi. Acum patru ochi are și ochelaristul, că își mai pune doi când nu vede. Dar înțelepciunea astăzi se dobândește prin udarea ei cu cartea. Ei cartea și o stropește, adică citind din carte acumulează înțelepciune. Toată lumea s-a deșteptat, toată lumea s-a luminat, toată lumea cunoaște, toată lumea citește și toată lumea știe. E vremea când de la amvon nu mai poți spune gogoș. E vremea când de la amvon trebuie spuse lucruri serioase și să nu uitați că amvonul nu este altceva decât apostolatul lui Dumnezeu. Apostolii, când i-a trimis Hristos, așa le-a spus, mergând învățați toată lumea, câte v-am spus eu vouă, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, nimic în plus. Deci numai câte v-am spus eu vouă. Deci este momentul vocațional că atunci când ești în fața amvonului, să vorbești în așa măsură încât omul din biserică să nu plece orb. Degeaba stă în biserică, degeaba e lângă cale, degeaba e lângă altar, dacă el n-a deschis ochii. Iată ce spune Evanghelia. S-a apropiat Iisus de Ierihon. Ierihon înseamnă și păcat. Spune că un om coborât de la Ierusalim la Ierihon. Deci a lăsat Ierusalimul, partea de sus, și a coborât spre partea pământească. Și mi-a plăcut expresia cuiva. Verticalitatea înseamnă lumină și orizontalitatea înseamnă întuneric. De ce? Că vii spre umbră, te bagi spre pământ. De-aia crucea are un braț vertical și un orizontal. Pe verticală ne suim toți când ne-am desăvârșit, pe orizontal alergăm toți lângă cruce ca să urcăm, să găsim vârvă acela, să o luăm în sus. Se spune că orbul auzea.
toată mulțimea care trecea și întreba de ce este acest forfot, de ce este acest zgomot, de ce este această agitație. Deci, deși el n-avea vederea ochilor, simțea freamătul și tumultul. Și cineva i-a spus, trece Iisus Nazarineanu. Acest Iisus Nazarineanu, din punct de vedere istoric, putea să treacă cum ați fi dumneavoastră în biserică și cineva trece printre dumneavoastră. Dar în același timp, același Iisus Nazarineanu poate să treacă prin mintea omului, prin sufletul omului și prin inima omului, creind freamăt. De ce creind freamăt? Este prima întrebare care frământă toată creștinătatea. În ciuda faptului că avem atei și păgâni, în ciuda faptului că avem religii care sunt necreștine, în ciuda faptului că avem secte, în ciuda faptului că avem necredincioși și nepăsători, să țineți minte de la mine. Prima întrebare care frământă planeta este aceasta. Cine este acest Iisus? Ce este cu acest Iisus? De unde vine acest Iisus? Ce este cu această legendă a lui Iisus care este înțeleasă în toate felurile de limbi, dar nimeni nu o pricepe așa cum trebuie? Ce vrea acest Iisus? Ce mesaj a lăsat acest Iisus? Și când se va mai întoarce acest Iisus? Dacă se va mai întoarce acest Iisus? Și ce va cere umanității? Indiferent, puteți dumneavoastră să spuneți ce vreți. Știința până astăzi creme cosmosul și îl învârte pe toată partea căutându-l pe Dumnezeu. Dumnezeu râde de dânsi și le dă un singur răspuns în Scriptură. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Și de ce este înăuntru nostru? Vine un mare teoretician într-o zi, tot așa citeam un studiu, că am văzut dacă ai internetul ăsta, găsești și pe dracu afișat acolo. Și spune așa, religia este o formă sau un opium de stăpânit popoarele și slăbiciunea minții umane, ca să vedeți expresie, creată de oameni, dusă la extrem de oameni, dusă la exagerare de oameni, dusă la imaginație de oameni, dusă la filozofie de oameni, dusă la spațialitate și hiperbolă de oameni. Și atunci eu mi-am pus întrebarea. Ori ăsta ce a scris articolul s-a născut în Groenlanda, în izbucul ăla de gheață unde stau urși polari, ori ăsta în viața lui n-a auzit de câteva lucruri elementare pe care biserica de 2000 de ani le urlă pe tot globul. 1. Sfânta Treime, care s-a arătat în chip vizibil la stejarul mamvrii lui Avram, că dacă nu s-ar fi arătat, n-ar fi scris, că nu putea cineva să inventeze o poveste, nu poate să fie o babă, zic că Dumnezeu prășa în fundul grădinii la ea. 2. Sfânta Lumină de la Ierusalim, care nu poate nimeni ascunde, nici sub obroc, nu-i poate nimeni pune nici sacul pe ea, care în fiecare an, de Paștele creștin, și când vorbesc de Paștele creștin, vă fac această remarcă a minții ca să o aveți în minte. 14 Nisan, prima duminică după lună plină, așa cum s-a întâmplat în vremea lui Iisus, când Iisus s-a răstihnit pe cruci. Asta e calcularea datei Pascaliei. Pascalia nu e o onomastică. Altă orbire de genul acesta s-a făcut o statistică, sau mă rog, era o mare reuniune din asta umană, în care s-au întâlnit capii bisericilor, sau nu știu cine s-a întâlnit pe acolo prin Occident, să pună o zi fixă a Paștelui, da? Onomastica ți-o pot sărbători cu zi fixă. Iisus a venit îngerul la Maria la 25 martie și la 25 decembrie a născut. Atât aduce o femeie sarcină, 9 luni. Nu știu dacă o zi în plus sau minus, asta e treaba ei. Ei, s-a stabilit că la 25 decembrie s-a născut Iisus Hristos ca să fie 9 luni firești a unei sarcini în pântecele femei. Dar Paștele nu este fenomen biologic. Paștele este fenomen divin. Prin 24, spun bătrânii, eu n-am prins că nu eram pe atunci. Când s-a îndreptat calendarul gregorian și cu cel iulian, probabil că atunci când au îndreptat calendarul, au umblat și la Pascalie în anul acela, au schimbat data Paștelui.
Și Sfânta Lumină n-a mai venit după schimbarea datei, ci a venit după data care era stabilită, așa cum este hotărât în sinoadele acestea ale bisericii, nu făcute azi, ci făcute atunci, acum în primele 7 secole. Sinodul 1 ecumenic de la Nicea. Și atunci au înțeles că la acest lucru nu se umblă. Și de aici deducția că dacă pe cineva interesează unitatea sau dragostea sau pacea lumii sau pacea între oameni sau pacea între creștini sau pacea între toate națiile și neamurile lumii, este foarte simplă. Dacă asta este data Paștelui, ne îndreptăm toți spre ea, că a stabilit-o Dumnezeu, n-am stabilit-o noi, El s-a răstignit, nu m-am răstignit eu să-ți spun ce dată vrei. Pe mine mă poți convoca, băi, am o onomastică joi, dar fiindcă miercuri post, te chem duminică. Dar cu Paștele nu merge așa. Pentru că atunci când a înviat Iisus Hristos, îngerii le-au spus femeilor mironosițe doar 2 lucruri. Hristos nu mai este aici. Deci ați înțeles? El nu mai este aici. El nu mai are treabă prin ogradă, nu dă cu mătura și taie frunze la câini. Este în lumina cea pururea fiitoare, în care nu încape nicio umbră de schimbare. Și cu asta s-a spus tot. Restul cine vrea, tâlcuiască cum îi place. Mergeți în Galileea și îl veți vedea așa cum v-a spus mai înainte de înviere. Atât. Cuvintele mele vor, cum cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Oamenii fac orice în lumea aceasta, dar numai voia lui Dumnezeu nu. Și de aceea v-am spus, orbirea despre care vorbim, sau freamătul, sau tumultul ăsta care frământă, ați văzut mari oameni de știință americani, mari, noi avem 2 Dumnezei pe pământ, NASA și Uniunea Europeană. NASA știe tot ce se întâmplă pe planeta asta, cunoaște toate labirinturile pământului, unde stau extraterestri, cum se mulțesc extraterestri, cum umblă OZN-ul, tot știu. Și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană știe tot ce trebuie făcut pe pământ. Restul oamenilor sunt proști pe fața pământului. Dar Dumnezeu din cer a venit și a spus așa: să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Deci freamătul acesta pe care îl face Iisus în istorie, într-adevăr frământă și astăzi lumea. Într-adevăr și astăzi oamenii sunt frământați de prezența lui Iisus, iar sparge icoanele, iar dărâma bisericile, iar decapita creștinii, ar șterge orice urmă, spune și în psalmi. Și-au intrat cu săcuri și cu toboare și-au străcat jertfelnicul Domnului și-au întrebat: cine vă este vouă Domn? Și Domnul a râs de dânsii. De ce? Pentru că sfatul Domnului rămâne în veac. Ce repetam și altă dată. Ce înseamnă pe planetă o zi fără oxigen? Cine și-a pus întrebarea aceasta? Deschideți Psaltirea și citiți: cel ce ai răsuflat și ai revărsat aerul. Deci are un stăpân, ăla nu vine de pe deal. Are un stăpân. Cel ce ai pus luminătorii cei mari, când am făcut luminătorii cei mari, soarele și luna, m-au lăudat toți îngerii mei. Spune Domnul. Dacă alții știu altceva, să spună ei. Tot acest freamăt, tot acest tumult, toată această teamă de Iisus Hristos, care nu ține de acum, de 2000 de ani, răstihnește-L, răstihnește-L, nouă pe Varava să ne-L dai. Adică alegeți rău, nu alegeți dreptatea. Și ce le-a spus Iisus, mai țineți minte? Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să adun pe fiii tăi cum adună cloșca puii, dar v-ați încăpățânat și v-ați răzvrătit. Dar țineți minte că piatră pe piatră nu va rămâne din tine. Și a venit pe la anul 70, romanii au arat Ierusalimul, au dărâmat tot până în temelie, au izgonit tot ce era picior de evreu, de israelian, și a presărat sare. Și s-a împlinit cuvântul lui Iisus. Care mai mergeți la Ierusalim când mergeți spre Egipt? Dacă vă aduceți aminte, la Qumran, pe partea dreaptă, este Masada, marea, ca să spun așa, cetate de rezistență care a fost a poporului lui Israel.
Până acolo s-au retras. Au avut romanii răbdare să-i asedieze 2 ani de zile, au cărat pământ cu patașca, cum spunem noi la țară, când nu era pe vremea camion cu cupă și din ăsta mare, cum se numește, mașină de aia puternică, tir din ăla pe roți, autotren de ăsta, cu motor. Au umplut distanța dintre 2 dealuri, au făcut o dreaptă, s-au suit în cetate, dar deja erau morți, uciși, unii s-au sinucis, numai să nu cadă în mâinile romanilor. Și în felul acesta a fost răzbunarea de dură, doar pentru simplu fapt, că n-au ascultat cuvintele Mântuitorului. Acum eu nu știu, istoria să fi vrut așa, prorocia Mântuitorului să fi vrut așa, dar iată că acest Iisus pe unde trece mereu face rumoare. Și astăzi face rumoare. Cei cu atâtea biserici, cei cu atâția credincioși, cei cu atâția fundamentaliști, cei cu atâția ortodoxi, cei cu atâtea tradiții, cei cu atâtea troițe. Stați că încă nu s-a dat decretul să vă stricați troițele de prin intersecție. O să vină și aia într-o zi, că spune că se smintește cel ateu și n-ai voie să-și clătească ochii în vreo troiță să se smintească. Găsesc ei metode, stați liniștiți. O să vină într-o zi o lege tot pentru Iisus. Să nu mai ții icoană, să n-ai cruce la gât, să nu-ți faci cruce pe stradă. Poate nu o să trebuiască să mai fie cruce pe biserică, poate nu o să trebuiască să mai bați toaca și clopotul. Acestea nu sunt grele de inventat. Ele sunt la îndemâna oricui. Un nebun la cârmă și dezordinea bălângăne și hărându-i peste tot. Cum spune psalmistul David, când oamenii de nimic se urcă sus, nelegirea o găsești pretutindenea. Și iată că acest orb, dacă a auzit că e vorba de Iisus Nazarinean, nu de ce îi spune Nazarinean, că trăia în Nazaret și aici am să mă opresc eu și am să vă fac o remarcă. Tot cei de pe lângă cale orbi spuneau așa, și dacă vreți deschideți internetul, că e plin. Iisus a stat în Tibet și a fost inițiat de inițiații Indiei. Iisus a stat în pustiu, nu știu unde, și l-a inițiat nu știu cine, în Egipt, nu știu ce șamani. Deci tot felul de prostii și istorii, tocmai pentru a discredita dreapta credință. A mai venit și un nebun și a scris, nu știu cum s-a chemat cartea, Codul lui Da Vinci, parcă, în care Iisus era căsătorit și o avea pe Maria Magdalena și a avut și fii și tot felul de nebunii. Dacă gnosticii, prin secolul IV, când i-a combătut Irineu de Lion, toate scrierile lor erau doar ca să discrediteze învățătura, acum trăim un alt fel de gnosticism. Este un fel de nihilism, ateist, bolnav și mărșav, care vrea, nu-i de ajuns, bă, tu nu crezi, e treaba ta, treci pe stradă, doar eu n-am să mă duc să mă iud, eu n-am, bă, tu de ce nu crezi în Dumnezeu, că nu asta e treaba noastră, fiecare are o conștiință și o morală. Dar n-ai voie tu să crezi pentru că nu crede el, să nu-l lezezi. Păi nu prinde unul de ăsta și-l bade-i suna apa în cap? Păi să mă ordoni tu mie când să mă lepă de Dumnezeu și când să cred. Aici noi trebuie să fim treji la minte. Iată, orbul a făcut acest lucru. Uite ce spune orbul. Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine. N-a spus Iisuse, cred în tine. N-a spus Iisuse, te merit, ești obligat să mă ajuți, ești obligat să vii la mine, ești obligat să mă cercetezi, nu? A venit pe aceeași linia cerșetăruiei. Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine. Noi cum spunem? Miluiește-mă pe mine, păcătosul. O punem într-o formă în care o transformăm în rugăciune, adică îl implicăm și pe Duhul Sfânt, mângâietorul, cum spune rugăciunea Duhului Sfânt, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Vino, aici îi poruncim Duhului Sfânt, și te sălășluiește întru noi. Curățește orice spurcăciune și mântuiește sufletele noastre. Aici, de fapt, când îi spune, ai milă de mine, Iisus, eu nu pot cere Duhul Sfânt, tu trimite-L la mine, pentru că tu l-ai. De ce l-are? Pentru că El a spus, dacă nu mă voi duce la Tatăl și nu vă trimit Mânghietorul, sunteți bolnavi sau rămâneți orfani. Și cei care mergeau cu El pe drum, îl certau să tacă. Deci, vedeți, este exact ce v-am spus eu până acum.
Nu vorbi de Dumnezeu că ești atacat, nu vorbi de credință că ești atacat, nu pronunța cuvinte de ortodoxie sau de religie sau de Dumnezeu că ești atacat, nu vorbi nimic de morală că ești atacat. Păi, cea mai mare imoralitate la ora actuală nu-i căsătoria homosexuală. Ăștia sunt dârlani, bătrâni, au 18 ani, sunt majori, au buletin, treaba lor, n-au decât. Dar cum să-ți permiți tu, orb bătrân, să pătrunzi ca satana în inocența pruncilor și să-i înveți pe dânsii descrierea actului sexual în clasa 1, 2, 3 și 4? Pe ce considerent? Cine a predat lui Adam și Eva nașterea de prunci și a făcut vreo 150 de prunci, fii și fiice? Sau oamenii din timpul celui primul și al doilea război mondial, mamele alea văduve, cu câte o casă de 7, 8, 9, 11, 12, chiar am întâlnit femeie care a avut 22 de frați, dintr-un tată și două mame. Una murise și tată se căsătorise și mai făcus un rând de copii. A fost vrednic moșul. Ei, de unde a luat la lecții în clasa 1 de religie cum se face actul sexual? Păi vedeți? Dacă nu reușesc să tâmpească populația matură, pentru că ăștia nu vor ceda, de la 30 la 70 de ani n-ai cum să schimbi mentalitatea unui om, că e conturată. Vii și te strecori la grădiniță în generațiile mici, le îmbolnăvești psihic cu porcării, le strici pudicitatea, inocența, le strici moralitatea, rușinea. Ați văzut copilașii mici, dacă vorbești ceva urât, să înroșesc tot, să facă o sfeclă roșie. Ăla-i Duhul Sfânt în ei. Pesc îngeri. Și tu vii și îi vorbești porcăriile alea anumit ca să-l obișnuiești cu ele, să-i separă normalitate, dar scopul drăcesc nu e ăsta, că se învețe morala. N-are nicio treabă sau că se învețe sexualitatea. Ci să le aprindă mintea la curiozitate. Păi da, a zis Dumnezeu, dacă mâncăm din pomul ăla, murim. Nu e adevărat! Că prostii! Dacă mâncați de aici, vă faceți exact ca el. Și și-a băgat Adam și Eva nasul și au căzut din rai. Așa și copilașii ăștia mici. Ia să văd eu ce e, mă mică! Ia să văd eu ce e, tătic! Ia să ne jucăm noi de-a mama și de-a tata! Ia să vedem noi cu tare și cu tare! Și dintr-un copil mic, care până la 8, 9, 10 ani, e și rușine să se dezbrace față de părinții lui când prinde el la minte, vezi astăzi familii de hămate și dezmățați care se duc la mare, umblă toți în chelea goală ca draci, fără nimic pe ei. Și da, așa e normal, dar noi n-avem inhibiție, n-aveți rușine, bă, nu inhibiție. Cum să umbli dezmățat în fața pruncilor tăi? Ce să învețe pruncii tăi de la tine? Deci, vedeți? Până acolo se coboară satana să distrugă tot. Deși orbul strigă, ai milă de mine, Iisuse, ăștia strigă cât pot, taci! Ce-ți trebuie? Ce Iisus? Ce ți-a dat Iisus? Ce poate face Iisus? Cine Iisus? De unde vine Iisus? Dar s-a oprit Iisus. Asta este marele avantaj. Și în fiecare dimineață la lucrul ăsta mă gândesc atunci când facem proscomidia, că să știți, e un îndemn pentru toți credincioșii și pentru toți clericii din întreaga România ortodoxă. Nu trebuie să ne culcăm pe ureche, bă, las că așa trece valul, las că așa merge viața, las că așa e bine. Nu! Fiecare credincios trebuie să pună mâna, să facă un paraclist la Maica Domnului pentru protecția familiei lui, trebuie să facă o catismă din saltire pentru dușmanii credinței, iar preoții să pună părticele pe Sfântul Disc la proscomidie, rugându-se de liniștea și orânduirea țării, rugându-se pentru dușmanii nevăzuți ai credinței să-i îndepărteze Dumnezeu din țara noastră și să-i ducă în locuri pustii, cum spune molifta Sfântului Vasile. Și în fiecare dimineață exact la lucrul ăsta mă gândesc. Doamne, ce-ar fi pe pământul ăsta dacă totuși n-ar fi Dumnezeu? Cred că am fi mai răi ca draci. Și așa lumea este foarte înverșunată. Ați văzut? Noi nu realizăm.
pământul, bietul, că nu poți să-i spui altfel săracul, cred că cât suferă ăsta, trebuie să fie exact ca un cal de ăla supraîncărcat cu căruța care tot bață în el. Unul mulge din el aur, unul scoate din el petrol, unul scoate din el gaze, unul poluează, unul îi aruncă în cap cu ceanuri, unul spurcă și îl defrișează, unul lasă pustiu și bălării, altul o trăvește cu tot felul. Deci el, bietul, să luptă, să se spele și tot îl roagă pe Dumnezeu. Salvează-mă, Doamne, să-i pot hrăni pe nebunii ăștia. Nu mă lăsa să mă omoare. Și totuși, cu toată poluarea, cu toată lipsa de ecologie, cu toată lipsa de bun simț, cu toată lipsa, Dumnezeu îl ține. Ei, și el, săracul, rabde toată această persecuție, pentru că asta este. Deci tu, ca să calci pe pământ, pe iarbă verde, să te bucuri de o floare, să bei o gură de apă rece, să te simți bine la umbra unui pom, să te simți bine când guști o fructă, o cireaș, un măr, o prună, o ceva. Deci tu distrugi tot, în urma ta trebuie să rămână prăpăd. Deci vă dați seama? S-a oprit Iisus! A zis, stai un pic, că eu am restaurat pe omul acesta prin înviere și prin moarte. Dar ăsta e mai bolnav decât cred eu. Trebuie să trec la restaurarea minții lui din nou. Și vine Iisus, dă poruncă să fie adus la el. Aici aș sugera că e vorba numai și numai de Apocalipsă, când va fi. Eu așa aș sugera această revenire a lui Iisus în fața orbului, când spune să-l aduceți la mine. Pentru că orbul ăsta n-are un nume. Undeva într-o evanghelie spune că era Bartimeu orbu, fiul lui nu știu care, orbu nu știu care, avea, îi dă un nume. Aici nu are nume. Probabil că în momentul când Dumnezeu va simți că noi vrem să distrugem tot, vedeți că nu întâmplător creația are o legătură. Întâi a creat Dumnezeu cerul și pământul. Pământul a dat oamenilor, a spus, creșteți, înmulțiți-vă și îl stăpâniți, nu îl distrugeți și îl sabotați. După aia pe om când l-a creat și îngerește, că știți, prima stare a omului a fost pur îngerească. Omul n-a fost din început un stolovan, cum suntem noi azi, niște stricați, care numai ca căpușa, să putem strica tot, nimic să nu rămână întreg în urma noastră. Nu. Omul era înger. Se bucura de pomi care veșnic făceau roadă, veșnic erau în floare, veșnic erau în pârgă. Soarele lumina tot timpul, căldura îl încălzea tot timpul, sănătatea era un dar divin, veșnicia un dar divin, bucuria un dar divin, hrana sufletească la pomul vieții, dar divin. Și omul totuși ticălos, așa, cu toate că era el înger și avea contact cu pământul, primele rele care le-a făcut în rai, știți care a fost? A început să rupă frunzele copacului și să-și facă el haine. Deci, vedeți, exploatarea tocmai de unde începe. Că așa am găsit noi și arbore de cauciuc, și arbore de cafea, și arbore de construcții, și arbore de foc și tot. Noi tot timpul consumăm. Omul a trecut la un consum material. N-a fost de ajuns că i-a spus gustă. Vezi ce expresie folosește Dumnezeu în forma îngerească? Să mănânci și să guști din toți pomii din rai. Gustă, să vezi că-s bune. Încearcă-le, cunoaște-le. Omul astăzi nu gustă, face stocuri. Omul nu simte nevoia să mănânce o portocală, ci să aibă un depozit de portocale. Omul nu simte nevoia să bea o gură de apă, să aibă un izvor curat, ci să aibă depozite de apă. Omul nu simte nevoia de un ban să se hrănească, să aibă un depozit de bani. Vedeți? Este starea expansionistă a materiei care vrea tot timpul ca... Ce face rugina când prinde fier? Îl face roșu și îl macină până să distruge, să mănâncă. Ei, așa face și omul. Omul e ca rugina. Până nu corozează și nu distruge, nu se simte bine. Și atunci trebuie să intervină Iisus la Apocalipsă și aici rămân, că aici am rămas cu ideea. Deci am spus pământul. Ce vorbește Dumnezeu în Apocalipsă în capitolul 21? Cer nou și pământ nou. Deci pământul nu-i uitat la judecată. Și o să vă întrebați, dar ce treabă are Dumnezeu cu pământul?
Păi dacă dă o rachetă de asta nucleară și face totul praf, ce mai are Dumnezeu cu pământul? Păi are. Că neutronii aia care ies din rachetă sunt tot în mâna lui Dumnezeu. Focul ăla care iese din rachetă e tot în mâna lui Dumnezeu. Și el poate face din nimic nimic și din nimic să aducă la ființă. Și din ce este să șteargă. Păi cea mai mare pedeapsă a dracilor ar fi fost să-i desființeze, să nu mai existe. Dar i-a lăsat să se chinuie, să vadă cât de mare e Dumnezeu și cât de mare e răzvrătirea lor. De-aia a lăsat și iadul. Că încep teologii moderni, este o remanescență a bătrânului Origen, un mare om de cultură din primele două secole, și după el au mai încercat Bulgakov, Birdaev, să vorbească de restaurarea totală, de apocatastază, adică de ce să mai rămână iad și draci dacă Dumnezeu e iubire. Tocmai din iubire lasă iadul. Ca să vezi tu care l-ai negat toată viața și te-ai căsătorit bărbat cu bărbat, cum îți stă acolo la prăjeală în focul veșnic, care nu prăjește, ci conservă, te înnoiește ca pe aur întopitoare, să vezi același foc cum pe Sfânt îl face să strălucească și să lumineze ca soarele. Asta e dragostea lui Dumnezeu, nu poate să-l pună pe Sfântul Nicolae în rând cu Remus Cernia. Nu vrea. Deci ați înțeles? E marea taina ortodoxiei, marea iubire a lui Dumnezeu, să separe întunericul de lumină și binele de rău. Și de aceea s-a oprit Iisus și n-o face cu rugăminte. Hai, chemați orbul ăla la mine, aduceți-l la mine! Adică vino de unde ai plecat. Eu te-am creat, eu te judec, eu răspund de tine, eu îți cer ție socoteală. Și iată ce discuție frumoasă că s-a și terminat Evanghelia. Ce voiești să-ți fac? Nu l-a întrebat, te dor ochii, te simți bine, ți-i foame, filantropia. Toată lumea astăzi e bolnavă de filantropie, dar nu dă nimeni de pomană, mie îmi spuneți. Strâng ONG-urile de-a bani, iau ăia șefii de ONG-uri niște salarii de te doare mintea, pe banii aia trimiteți 2% prin SMS. De ce? Pentru că e greu să faci bine, transpiri, mai bine faci rău că nu te doare nimic. Faci rău că dacă faci rău te simți împlinit, ești în rând cu gunoaiele lumii. Deci Iisus îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Iată un răspuns care nu s-a mai auzit niciodată pe pământ. Vreau să văd. Acest lucru să-l cereți când stați 8 ore în fața televizorului. Doamne, dă-mi să văd neroziile din ecranul ăsta, că voi uitați... Știți ce se întâmplă? E bârfitoare lumea în societate, emisiune de bârfă și la televizor. Toate parașutele, toate dezmățatele, să mărite, să dezmărite, să lasă, să montează, să dezmontează, ele știu ce fac acolo. Trebuie să știe toată țara. Dar nu dă nimeni o emisiune de informare, matematică, literatură, chimie, fizică, geografie, știință. Nu dă nimeni o emisiune din care să te zidești. Da. Toată lumea și-a făcut Studio TV și dacă vrea să-și spele rufele și să-și arunce zoile în fața societății și mai ia și bani, că doar tu plătești abonamentele astea. Și am înțeles că de anul ăsta le triplează, că fiind multă bârfă și banul e mai mult. Deci trebuie să plătești. Asculți bârfe, plătești bârfe. Acesta cere să vadă. Doamne, deschide-mi ochii minții să văd minunile din legea Ta, Ioan Gură de Aur. Doamne, luminează întunericul inimii mele să te pot gusta, Grigore Palama, Simeon Nou Teolog. Doamne, în lumina slavei Tale să trăiesc. Deci, vedeți, avem șansa să găsim lumina divină, avem șansa să găsim lumina stelei de la Betleem, avem șansa să găsim lumina cărților. Cine mai citește azi o carte? Nimeni. Dar ce să citești? Dar ce să folosești? Îl întreb odată pe unul la bacalaureat, băi, tu ai citit romanul? Eu nu am văzut filmul. Că îți dai seama ce cultură generală. 2. Poți descoperi lumina Evangheliei care luminează pe tot omul ce vine în lume. Poți descoperi lumina Duhului Sfânt din tainele bisericii. Auzi ce spune la sfârșitul Sfintei Împărtășanii. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc.
Am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Deci vedeți ce frumos? Deci vrea să vadă. Și iată că Iisus ne pune planul vindecării. Mergi și vezi, credința ta te-a mântuit. Deci dacă vei avea credință, vei vedea. Dacă nu vei avea credință, nu vei vedea. Rugați-vă la Dumnezeu nu să fim un popor nici fanatic, nu să fim nici un popor absurd, nu să fim nici un popor din ăsta ranchiunos și dușmănos, să nu aruncăm cu pietre nimeni. Eu vă pun o întrebare simplă. Dacă te-ai fi născut budist, îți era ușor să treci la ortodoxie? Nu. Dacă te-ai fi născut musulman, îți era ușor să treci la ortodoxie? Nu. Doar dacă găsai vreo româncă de asta care te face, ea, te botează ea noaptea, nici nu știi tu când ești botezat. Te-ai fi trezit catolic, te-ai fi trecut la ortodoxie? Nu. Aici ai nevoie de lumină și de credință. Spune Iisus Hristos că sfârșitul nu va veni până ce Evanghelia nu se va propovădui la toată făptura. Ceea ce înseamnă că sfârșitul nu este încă. Ceea ce înseamnă că Apocalipsa nu vine când vor profeții zilei de azi. Ceea ce înseamnă că Apocalipsa nu o să vină pentru că ai tu, repet și a mia oară, pașaport sau buletin cu chip. Dracu stă în inimă, repet. Ceea ce înseamnă că dacă păgânii vin și vizitează locașurile noastre creștine de cult, încă vor să vadă cine e Iisus, de unde vine Iisus, ce este cu Iisus, ce vrea acest Iisus, ce mesaj are acest Iisus, când a plecat, unde s-a înălțat, de ce stă, de ce nu vine încă, de ce nu mai dă vreun răspuns. Este căutarea acestor popoare spre aceste izvoare ortodoxe. Ăsta este semnul ecumenicității de care tot vorbim toată ziua și unii sunt contra și speriați și unii sunt terminați. Nu! Păi cum eu dacă mă duc într-o țară străină, trebuie să mă scuipe pentru că sunt ortodox? Ăla dacă vine în țara mea, eu trebuie să-l scuip că el e ortodox? Deci asta n-am învățat noi, duhul discernerii. Să avem măsura înțelepciunii bunului simț. Tot omul este om. Ce era la samarinianul milostiv când l-a găsit că pe ea l-a chicat între tâlhari? Să suni la 112, nu știu ce religie are, n-am voie să-l ating. Veniți și luați-l de aici. Nu, l-a pus pe cal și l-a dus la casa de oaspeți. Domnule, e un om. Deci și noi trebuie să rămânem oameni. Dar să avem o credință solidă care ne duce la lumină și la vedere. Deci trebuie să vedem lucrurile limpezi, fiindcă se tulbură. În ziua de azi, când noi stăm azi de vorbă aici, în această biserică, trebuie să avem în minte trei lucruri. Dacă se supără Dumnezeu și ne dă vreo încercare peste măsura puterii noastre, că noi nu știm în ce constă, te poți aștepta de la Dumnezeu la orice care dreptul să o facă. Și când vorbim de culpabilitatea cu care am început, mă gândesc doar la cei doi psalmi al lui David. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Păcatul meu îl cunosc și fără de legea mea înaintea mea e pururi. Așa n-ar putea spune nimeni că nu e așa. Dar mai spune undeva Dumnezeu foarte urât și dur. Toți s-au abătut, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. De ce spune până la unul? Că ăla era Iisus Hristos la vremea respectivă. Dar vreau la altceva să mă gândesc. Și mai dur. Prin catisma morților, a 17-a, care mai știe ce e psaltire, nu cred că o au toți în casă și-i păcat să o ai, că dacă ai psaltirea în casă nu poți dormi noaptea, spune așa. Eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. În starea a treia, parcă. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că mai sus, între catisme, cum sunt stările alea, undeva spune așa, râuri de lacrimi au vărsat ochii mei că n-am păzit legea ta.
Nu e o metodă primitivă, nu e o metodă de speriat. Mi-a plăcut când cineva a făcut odată o afirmație și că popa asta trăiește în evul mediu. Nu, dragă, trăiesc în secolul 21, în anul 2016. Știu ce înseamnă telefonul, știu ce înseamnă televizorul, mănânc cu furculița, merg pe drum, merg cu mașina, nu sunt în evul mediu. Dar nu s-a schimbat în biserică nimic, v-am mai repetat odată. Tot vin din viță de vie se pune la Sfânta Liturghie și tot făină frământată de mânuța unei babe curate și neîntinate, care face prescurica, se face Sfânta Liturghie din grâul care crește din pământul acesta pe care noi îl spurcăm și îl necinstim. Și tot apă din fântână se bea și astăzi. Chiar dacă unii au la robinet, du-te la țară și ai să vezi că încă găsești tiubei de lemn sau niște pietre puse împrejur sau s-a mai inventat acum colacul acesta din ciment turnat și omul ia apă cu găleata din izvor. Deci noi trăim în evul mediu toată viața. Știți când nu vom mai fi în evul mediu? Când vom fi în slava lui Dumnezeu, atunci vom comunica față către față cu El, cum comunica Petru, Pavel, Ioan, Luca, Matei și ceilalți apostoli. Auzi ce spune Mântuitorul Iisus Hristos. Eu v-am ales pe voi, nu voi pe mine. Eu v-am numit pe voi prieteni, nu voi pe mine. Eu v-am numit pe voi apostoli. Mulți ar fi vrut să audă ce auziți voi, le spunea Mântuitorul apostolilor, și mulți ar fi vrut să vadă ceea ce vedeți voi. Și dacă ar fi văzut alții ce ați văzut, ce frumos le spune apostolul, vedeți, ce palmă fină, ce mod de a nu jigni, dar de a trezi. Dacă ar fi văzut alții ce ați văzut voi, de mulți ar fi pocăit. Dar noi ce mai putem spune când știm ce e înviere, când știm ce e liturghie, când știm ce e la botez, când știm ce e morală și ce e credință și ce e scriptură? Cum a scris unul, tot așa, tot un ultra cultivat din ăsta, care pe mulți din oamenii de cultură ai zilei de astăzi, dacă îi cauți în cap, au tărâțe, nu neuroni. Deci emană niște prostii și niște chestiuni. Ei cred că dacă scriu, știți ce n-a învățat lumea asta pământească? Că jicnindu-L pe Dumnezeu, nu-L jicnești pe Dumnezeu, te înjosești pe tine. Păi cine își permite să vorbească la adresa lui Dumnezeu cu invective, ăla e ultimul animal de pe planetă. Tu nu l-ai văzut niciodată, nu i-ai dat odată bună ziua, nu-l știi cum arată, cum îl descrii tu pe cel ce nu-l cunoști. Același lucru faci tu față de Dumnezeu jicnind-o pe Fecioara Maria, pe Iisus și pe Dumnezeu Tatăl, despre care nu știi, nu i-ai văzut și nu i-ai cunoscut. Deci vedeți? Asta nu înțeleg intelectualii ăștia astăzi. Citesc tot felul de prostii și mă minunez și încerc să-mi fac idei de predică. Deci nu numai Evanghelia mă ajută la predică, e simplă, 6 versete aici. Dar toate nenorocirile care se petrec în jurul nostru și mulți nu le înțeleg sau le aprobă, unii săraci știi și spun, da, așa este, da, aveți dreptate, da, cine a văzut, da, cine a știut, da, cine a citit, da, cine cunoaște, da, cui s-a descoperit? Au fost mii de sfinți care au vorbit cu Dumnezeu față către față. Sfântul Nicolae, când i-a scăpat două capace luare de a sări fălcile din balamale, a fost băgat în temniță. Împăratul Constantin a spus așa, dacă Nicolae nu este vinovat, să vină semn din cer. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a dat Evanghelia și Maica Domnului i-a dat omoforul. Care din voi a primit așa ceva vreodată de la Dumnezeu? Când veți avea un asemenea semn, aveți dreptul să vorbiți de bine sau de rău de Dumnezeu. Sfântul Spiridon, poate îl știți că are și biserica în Iași, când a fost la sinod, acolo toți scremeau în teorii, în teologii, în fraze, în expresii, în exprimări, că cu tare, că cu tare, și Sfântul Spiridon a spus o singură vorbă. Fraților, opriți-vă! Și ia o cărămidă de jos, care era ce? O bucată de paiantă. N-ați văzut la țară cărămidă? Frămânți pământ cu paie și cu apă și le bagi în cuptor să coacă și faci cărămidă. Acum știu oamenii să o coacă și din aia tip sobă ca la fabrică. A luat o mână și a zis, din ce-i făcută cărămida asta?
din apă, din foc și din pământ. Așa e și Sfânta Treime. Una, dar are trei lucrări. Și-a strâns cărămida în mână, și apa a curs în jos, focul s-a dus în sus, țărâna a rămas în mână. A putut cine vreodată face așa ceva? Cine a putut face să vorbească rău de Dumnezeu? Sfântul Vasile cel Mare trebuia să boteze un evreu și a murit. A venit evreul la mormântul Sfântului și a zis așa, păi, Sfinte Vasile, dacă Dumnezeu tău e adevărat și nu e mincinos, înseamnă că ești tu mincinos. Păi cum mi-ai spus să vin azi să mă botez și tu ai murit? S-a sculat Sfântul din raclă, s-a îmbrăcat în veșminte, l-a botezat, s-a pus în raclă și a adormit. A pierdut cineva o cheie și s-a dus și s-a plâns la Sfântul Spiridon. Uite, zice, nu, am intrat în conflict cu chezașul, am nevoie de cheia de la ce am avut eu acolo și trebuie să-i duc înapoi. Și cheia a luat-o cu tare. S-a dus Sfântul Spiridon la mormântul celui care luase cheia și a întrebat-o așa, unde este cheia care ai luat-o și unde ai pus-o? Mortul din fundul gropii a spus, du-te și caută în cutare loc, dacă raportăm la zodia și spiritism, vorbirea cu morții. Nu! Este puterea celui sfânt de a stăpâni viața și moartea. Lazare, vino afară! Fiule, zic ție, scoală-te! Fică, ridică-te! Deci, vedeți? Cine poate face așa ceva, are dreptul să-L jihnească pe Dumnezeu. Restul suntem niște pui de năpârci și niște mincinoși, niște atei puturoși, lepădați de dreapta credință și de morala creștină și rușine pe deasupra că mai trăim și într-o țară ortodoxă și încercăm noi, prin metode și tertipuri murdare, să manipulăm toată societatea spre mizeriile personale, crezând că dacă sunt 1 milion de necredincioși, ceilalți 17 o să cadă pe spate. Noi să ne rugăm la Dumnezeu să-i lumineze și să le dea ochi și la cei ce nu iau. Să le dea minte să întâlnească și cu Iisus cei care nu s-au întâlnit până acum și să ne rugăm la Dumnezeu să le deschidă ochii și la cei ce vor mai veni și de acum încolo. Evanghelia se termină așa. El a văzut, deci atât e clar, dacă ești cu Dumnezeu, n-ai cum să nu vezi. Dar după aia ce a făcut? A început să slăvească pe Dumnezeu și să mira tot poporul. Sper cu darul lui Dumnezeu și cred că poate, deschizându-vă și dumneavoastră ochii și fiind la fel de convinși ca orbul de astăzi, veți merge la locul de muncă, la servici, acasă, în familie, la prieteni și le veți spune că nu ai cum să-L găsești pe Dumnezeu fiind orb și cu ochii minți închiși sau ochii trupești, că degeaba vezi televizorul dacă nu-L vezi pe Dumnezeu. Degeaba vezi mâncarea pe masă dacă nu vezi împărtășania în potir. Și nu uitați, repet, n-așteptați rugați, până în mai am înțeles că nu știu cât e termenul ăsta cu semnăturile astea, e o rușine pentru o Românie ortodoxă de 18 milioane de credincioși să te lauzi că ai strâns 800 de mii de semnături. Mergeți și semnați pentru morala creștină a României, chiar dacă se va aproba sau nu se va aproba, e o lege de conștiință și o mărturisire de credință că Dumnezeu a lăsat pe pământ un bărbat și o femeie. Nu doi hândrălăi păroși în pat. Amin.